Bine, v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Începe școala și în această seară veți afla cum s-au pregătit elevii și profesorii pentru noul an. Totodată vom afla ce au găsit inspectorii Direcției de Sănătate Publică în urma controalelor efectuate în unitățile de învățământ, ce drepturi noi au elevii în acest nou an școlar, ce schimbări se mai fac în sistemul de învățământ și multe, multe altele. Toate le aflăm de la invitatul nostru în această seară, domnul inspector școlar general, domnul Călin Durla. Bine ați revenit la noi în platou. Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Da, știți prea bine, așteptăm să intrați în dialog cu noi, numărul este afișat pe ecran și din clipă în clipă va apărea și deja cunoscuta bară galbenă, unde puteți să vedeți foarte clar care este numărul de mobil pe care ne puteți trimite SMS-uri și, bineînțeles, adresa de Facebook unde ne puteți lăsa mesaje. Discutăm, v-am spus, despre multe, bineînțeles, controlele pe care le-au făcut cei de la Direcția de Sănătate Publică sunt cele mai importante. Ele au scos la iveală unele probleme, dar vă invit să urmărim un material, să avem un punct foarte clar de început de unde să ne pornim discuția. Un control al Inspecției Sanitare din cadrul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare a scos la iveală o serie de deficiențe cu care se confruntă mai multe unități de învățământ din județ, acum în prag de început de an școlar. Concret, o serie de școli oferă copiilor condiții de F mediu, cu toaletă în curte, la fel și fântâna din care se alimentează cu apă. Sunt unități unde nu s-au făcut investiții de foarte mult timp, probabil și pentru faptul că cei care le conduc s-au ghidat după dictonul merge și așa. Controlul Inspecției Sanitare de Stat s-a desfășurat în perioada 5-8 septembrie la nivelul colectivităților de copii și tineri din județul Satu Mare. În intervalul menționat au fost verificate un număr total de 71 de unități de învățământ, din care două unități din mediul urban și 69 în mediul rural, 35 de grădinițe cu program normal și 34 de școli primare și gimnaziale. Potrivit DSP, la 12 unități se impun lucrări de consolidare și siguranță. La 8 școli, grupurile sanitare sunt necorespunzătoare, iar 5 unități nu dispun de rețea de apă potabilă în interior și nu au buletine de analiză pentru apă. Referitor la mobilierul școlar, aproape jumătate dintre școli și grădinițe nu dispun de bănci și scaune adaptate vârstei copiilor. Inspectorii nu au dat avertismente și nici amenzi pe considerentul că cel mai bine ar fi ca primăriile, în subordinea cărora se află aceste școli și grădinițe, să aloce bani și să își pună în regulă neconformitățile, să creeze condiții civilizate copiilor pentru a putea învăța în siguranță. Da, aceste informații le-ați citit cu siguranță astăzi în cotidianul Informația Zilei, dar, bineînțeles, profităm de faptul că domnul inspector general este aici în platou pentru a comenta toate aceste date. Vă rog frumos să ne spuneți dacă v-au uimit într-un fel sau altul ceea ce inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică au găsit în momentul în care au fost, mai ales în mediul rural, acolo unde vedem că au fost găsite cele mai multe probleme. Acum, sincer să fiu, nu pot să spun că m-au uimit. Am fost un pic surprins pentru că până astăzi, noi, din statisticile pe care le aveam comunicate de unitățile de învățământ și de cei de la DSP, aveam doar 4 clădiri care nu aveau autorizație sanitară de funcționare. După cum bine știți, multe dintre unitățile de învățământ depun o declarație pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile și cei de la DSP fac verificări. Mă bucură foarte mult acest control care a fost făcut de Direcția de Sănătate Publică din județ. Și, după cum ați observat, au fost controlate 71 de unități. Sper să continue și să se finalizeze controlul la toate unitățile, să vedem exact unde stăm. Față de situația anterioară, practic au descoperit și s-au retras oarecum avizele de la, în total, la 10 unități. De 10 clădiri nu dispun de aviz sanitar. Cer scuze. Stăm și așa față de ce se întâmplă la nivel național, față de media de la nivelul național, noi stăm foarte bine în acest punct de vedere. Chiar azi a fost o videoconferință cu doamna ministru secretar de stat, Monica Anisie, în care fiecare inspectorat a raportat starea acestor avize. Noi suntem ca județ și în urma acestor controle și chiar dacă ne gândim că vor fi finalizate și discutăm procentual, suntem între primele 5 județe din acest punct de vedere.
Am văzut materialul pus de dumneavoastră. Cu surprindere vă spun, cred că nu mai sunt la acest moment dat în județ astfel de clădiri. Probabil că sunt un pic mai vechi. Păi, eu vă spun sincer că există astfel de clădiri, din păcate. Ceea ce ne surprinde și poate vă surprinde și pe noastră, a fost faptul că din raportul pe care l-am primit noi de la DSP, pentru că redacția Informația Zilei a făcut o solicitare cu mai multe puncte, la care, bineînțeles, ni s-au răspuns, au fost informați că toate cele 71 de școli unde s-au făcut și grădinițe, da? Unde s-au făcut verificări, toate au spus și au declarat că ei nu au nicio problemă, că ei au avize, bineînțeles, până în momentul în care au fost cineva a fost să și vadă. E foarte bine. Întrebarea pe care cu siguranță și-o pun cei de acasă și poate pe care ar trebui să vă pun și pe asta. Până unde merge, putem merge cu așa, cu această nesimțire, am putea spune? Pentru că de ce să mergem după vorba aceea, că merge și așa, la noi e bine și așa. Tot timpul trebuie să avem probleme. Chiar nu este bine. După ce am avut această discuție cu cei de la DSP, în momentul în care se vor finaliza aceste verificări, o să avem o întâlnire cu acei directori de școli care au raportat că funcționează, că este ok și în realitate nu a fost așa și o să fie trași la răspundere, vă asigur, de acest lucru. Dar cum pot fi ei trași la răspundere? Pentru că ne gândim la părinții a căror copii merg la aceste școli și care ei văd cu siguranță că lucrurile nu stau și nu sunt în ordine, dar nu pot face poate nimic, pentru că acolo directorul este... Acum, dacă cel care taie și spânzura. Nu este chiar așa. Acum, din acest punct de vedere, inspectoratul școlar chiar nu are nicio atribuție în ceea ce privește starea clădirilor, starea școlilor. Acestea sunt în subordinea autorităților locale și acestea finanțează atât construcțiile noi, cât și reabilitările, cât și lucrările care sunt necesare pentru a primi avizele sanitare și respectiv avizele ISO. Marea majoritate a acelor clădiri care nu dispun de cele necesare pentru a obține avizul sunt clădiri în localități mici unde numărul de copii este în scădere. Și atunci, mulți dintre primari, și sunt chiar de înțeles, gândesc, n-are sens să investim într-o clădire nouă care peste 3 ani poate că nu mai folosim, deoarece numărul de copii acum fiind sub 20 și știm rata de scădere, poate peste 2 ani acolo mai avem 6-7 copii. Deci și atunci cădem în extrema cealaltă, că tot la televizor, în foarte multe emisiuni de presă am văzut școală nouă realizată pe fonduri publice și nu sunt copii. Atunci nici nu-i poți acuza pe acești primari care nu s-au preocupat de a face o clădire nouă. Dar poți fi acuzați de faptul că acelea pe care le au, nu le întrețin și nu le pun într-o stare de minimă siguranță. Vorbim despre lucruri care ar trebui să fie normale. Vorbim despre WC-uri, vorbim despre grupuri sanitare, da. Vorbim despre bănci care ar trebui să fie cât de cât conforme cu copilul crește, nu-l mai pui într-o bancă în care să jupă spatele, să stea 8 ore pe zi cocoșat. Vorbim despre clădiri care cel puțin ar trebui întreținute. Vezi tu, cade tencuiala, faci ceva. Deci lucruri minore care se pot face în toată vara. Aceste lucruri trebuie făcute, sunt de acord cu dumneavoastră. Deci sunt lucrurile care se pot face, clar. Nu mergem pe raționamentul, băi, dacă sunt copii puțin, nu trebuie să le creăm condiții. Nici vorbă, nu asta am spus, să ne înțelegem. Am spus că poate unii primari se gândesc să nu investească în unități de învățământ, în clădiri noi, în acele localități, având în vedere faptul că numărul de copii scade. Și atunci, asta nu înseamnă că acele clădiri pe care încă le folosesc să nu le igienizeze, să nu le asigure un confort copiilor, să le reabiliteze, practic, cu sume mult mai mici decât o construcție nouă. Dar putem spune că sunt lucruri de bun simț. Da, corect. Ca și fiecare dintre noi acasă, nu stăm să ne cadă tavanul pe noi sau tencuiala din tavan. Asta este o chestie de gospodărire la fața locului. Și de vină sunt atât directorii de școli, cât și autoritățile locale, acolo unde
Ori nu s-au înțeles, ori nu au fost informați. Poate sunt situații în care primarii nu au fost informați că, uite, aici aș avea nevoie de... În același timp, dacă tot nu vrem să investim într-o anumită școală din cauza numărul anumite copii, haideți atunci să încercăm să-i aducem pe acești copii la centru de comună, unde să nu mai învețe în clase simultane și procesul didactic este mai bun, unde clădirea are autorizații, dispun de toalete interioare și de condițiile de secol 20. Bine, aveți dreptate. Ar fi și aceasta o variantă. Sigur. Bineînțeles, dacă părinților și elevilor li s-ar pune la dispoziție un mijloc de transport. Da, sunt. Marea majoritate a comunilor de la noi din județ, dacă nu chiar toate, au mijloace de transport, microbuze școlare, conforme, confortabile, fără nicio problemă. Dar poate vom ajunge într-o zi în care ne vom plânge profesorii, cei care lucrează în sistem, și poate chiar și noi, cei din presă, jurnaliștii, vom spune am ajuns să avem în România mai multe, mai puține școli decât biserici. Acum nu vreau să mă interpreteze nimeni, dar înțelegeți un debat. Nu le desfințăm pe toate, nu, chiar nu, așa, deci, și le lăsăm doar în centru de comună și să vină toți la oraș. Hai să nu fim radical. Eu nu am spus că trebuie, deci nu este în intenția mea de a propune desfințarea vreunei școli, nici vorbă. Nu doresc acest lucru. Dar acolo unde numărul de copii scade, este de bun simț. Unde nu mai ai copii în sat, nu mai ai la cine ține școala. Și vă dau un exemplu. Am avut sat în județul Satu Mare, unde aveam la grădiniță 5 copii. Și a fost păstrată grupa de copii în acel sat. Sat pe drum european, la distanță de 1 km de centru de comună, unde era grădiniță cu program prelungit, cu dotată complet. Pentru 5 copii să păstrăm o grupă de grădiniță în care plătim o educatoare, plătim o femeie de serviciu, plătim curent, plătim încălzire și să ne imaginați-vă următoarea situație. Pe timp de an, copiii de grădiniță, unii mai au 2, 3, 4 ani, să mai îmbolnăvesc. Din 5 copii poate ajung la grădiniță 2 și stă doamna educatoare cu 2 copii. Nu este corect și nu este fair față de colegiile noastre educatoare care sunt ori în centru de comună sau ori în alte sate unde sunt mai mulți copii, ori la oraș, care stau și lucrează cu 20-25 de copii. Da, acum deci totul... nu putem să nu vă dăm dreptate, dar mă gândesc că aceste cazuri în care sunt doar 5 copii, 10 copii, sunt totuși cazuri izolate. Da, sunt cazuri izolate. Dar a fost. Și dacă stăm să ne gândim că sunt unități unde nu este apă potabilă, domnule inspector, apă potabilă. Haideți că într-un fel sau altul, că avem latrine în curte, încă poate nu mai zicem nimic, deși în fiecare an vedem că avem școli unde WC-ul este în curte. Dar apă potabilă și... Este inadmisibil. Unde copilul acela tot timpul să-și cumpere... Să nu, este inadmisibil să nu fie apă potabilă, dar nu am o situație exactă. Repet, nu pot să vă dau... cifre clare. Dar nu cred că există totuși să nu fie apă potabilă. Poate că sunt comune unde nu există rețea de canalizare sau sate unde nu este rețea de apă curentă. Există posibilitatea și au surse proprii de apă. În 5 situații am înțeles, din cele verificate, aceia care aveau surse proprii de apă nu au dus probe la analiză. Poate că apa este potabilă, dar n-au dus probe. Păi, poate că din cele 5, 3 să zicem că au, e ok proba. Și atunci ar fi în 2. Și ar trebui soluționată această problemă. Este inadmisibil să nu fie apă potabilă într-o unitate de învățământ. Nu sunt de acord cu acest lucru. Știți, sau să se găsească soluții. Există soluții ca nu neapărat de la fântână sau nu neapărat... Există soluții cu firme care aduc aparate în care sunt dotate cu apă potabilă. Nu pot să înțeleg ca într-o unitate de învățământ să nu fie apă potabilă. Deci trebuie să se găsească soluții. Da. Iar referitor la ce povesteam de grupurile sanitare în curte, să știți că este o prevedere, într-adevăr, în care grupurile sanitare să fie ori în interior, ori lipite de clădire. Eu personal am fost într-o unitate de învățământ unde grup și nu, care nu are autorizație sanitară, în care, într-adevăr, grupul sanitar nu era în curte. Nu era înăuntru și nu era nici lipit de școală, era în curte. Vreau să vă spun că era un grup sanitar super ok, cu apă, cu gresie, cu faianță, ca la OMV. Dar nu avea autorizație sanitară de funcționare pentru că nu era lipit de școală.
Acum, deci să înțelegem că sunt și astfel de situații. Sunt și astfel de situații. Că atunci când a fost construit acel grup sanitar, nu era prevederea legală să fie neapărat în interior sau lipit de școală. Tot așa, conform datelor, avem 34 de școli în care mobilierul este neconform. Aceste lucruri, din nou, nu sunt tocmai așa cum ar trebui. Da, clar nu este. Ce, din nou, este vina primăriei, veți spune. Nu neapărat. Că primăria ar fi trebuit să facă ceva și să schimbe mobilierul. Nu numai primărie. Este poate o vină colectivă, dar în situația în care ai o unitate de învățământ, în care ai două schimburi, de exemplu. Într-o sală de clasă, dimineața învață, de exemplu, copiii de primar, după masa învață copiii de gimnaziu. Eu nu cred că există posibilitatea ca în 10 minute să schimbă în cele. Să le scoți afară și pe alea de primar să le pui pe cele de gimnaziu. Ăsta este un aspect care nu-i văd soluție. Și în unitățile în care funcționează cu un singur schimb, acolo, într-adevăr, ar putea să și primăria și unitatea de învățământ să se gândească să soluționeze această problemă. Însă sunt fonduri care trebuie alocate. Noi, Ministerul Educației nu are posibilitatea, nici inspectoratul școlar, de a aloca astfel de fonduri. Tot la autoritățile locale vom ajunge. Acum, și ce înseamnă neconforme, aici trebuie văzut, efectiv. De ce sunt neconforme? Sunt vechi? Tot noi de la Informația Zilei am făcut un astfel de articol apărut în cotidianul nostru. Nu a apărut acum, ci încă pe când școala... În martie. Anul școlar era în toi. Atunci mi s-a prezentat într-un fel sau altul o schiță, dacă țin bine minte, în care s-a văzut foarte bine cum trebuie să fie scaunul, cum trebuie să fie masa. Deci există astfel de planuri, să zicem, să le numim așa, de cum ar trebui să fie o bancă și un scaun într-o clasă, doar dorință, să înțelegem că mai trebuie să existe din partea autorităților, să se aloce bani și să fie și ei conștienți că nu poți să stai, că nici acasă nu stai cu aceeași mobilă poate 30 de ani, o mai schimb din când în când. Așa este, dar eu cred că ar trebui să prioritizăm puțin lucrurile. În primul rând, eu am așteptarea, dorința de la autoritățile locale să soluționăm în primul rând partea cu avizele sanitare. Adică să facem tot ce trebuie pentru unitățile noastre de învățământ să aibă toate avize de funcționare, adică să corespundă standardelor legale pentru a primi aceste avize. Asta e în primul rând ca prioritate, spun eu, din punct de vedere sanitar. În al doilea rând, să soluționăm problema cu avizele privind securitatea, nu cu avizele, ci cu autorizațiile privind securitatea la incendiu. E a doua problemă care trebuie soluționată. După ce le-am soluționat pe acestea, după aceea, părerea mea este că trebuie să investim și în partea de mobilier. Este într-adevăr, cum spuneați, incomod, nesănătos să stai într-un mobilier care nu este conform cu cerințele. Mai ales că vorbim medicale. Despre copii a căror corpuri sunt în formare, trupuri sunt în creștere. Deci tot ceea ce pătimesc ei în băncile școlii, din acest punct de vedere, pentru că stau în bănci, dar acumulează cunoștințe și așa, merg acasă și pe coltiola părinților sau părinții sunt cei care trebuie să scoate bani din buzunar și să suporte eventualele tratamente medicale. Tratamente medicale, așa da. Este. Acum tot am vorbit de aceste școli. Chiar aș vrea și vă invit să le spuneți celor de acasă sau măcar să le dați câteva exemple dintre aceste unități școlare unde s-au găsit probleme. Nu cred că este important acest lucru, pentru că în tot județul, în fiecare parte a județului au fost unități și într-o parte și în alta. Ideea este că după ce se va finaliza acest control al celor de la DSP și care aștept cu mare interes, după aceea vom lua, așa cum v-am spus, o vom centraliza, vom lua măsurile necesare, chiar vom apela la autoritățile locale să soluționeze probleme. Sunt convins că în unele locuri efortul va fi minim, în alte locuri, în schimb, efortul financiar va fi major și va necesita mai mult timp. Am, în schimb, o situație în care
nu sunt împăcat cu ea, nu pot să o înțeleg. Avem o situație într-o comună din județ, după cum bine știți, nu doresc să nominalizez, există o blocare a conturilor și un sechestru pe tot ce are primăria și școlile, după cum știți, clădirile sunt, nu este un secret pentru telespectatorii, sunt în proprietatea primăriei. Și atunci s-au pus sechestru și pe acestea. Într-o localitate a acestei comune avem un proiect pentru a se construi o grădiniță nouă. Nu o putem construi deoarece grădinița veche nu o putem demola din cauza că este sechestru pe ea. Se pare așa o chestie absurdă. Da, este vina autorităților. Aici este și clar. Și poate și neînțelegerea celor de la firma de insolvență care, ok, am înțeles, pui sechestru pe tot ce înseamnă, dar pe școală, totuși, și școala comunității, școala copiilor. Haideți, lăsați-ne, o demolăm și construim una nouă. Și să zicem, pune sechestru pe ea după aia. Dar pune sechestru pe ceva mai valoros, zic eu. Da. Okay. Sau avem o comună unde unitatea de învățământ, clădirea nouă, este gata de 2 ani, datorită unor neînțelegeri între autoritate și între Consiliul Local și primar, între Consiliul Local și constructor, nu s-a preluat clădirea. Așa așteptăm. Poate că, având în vedere aceste controle, și poate că interzicându-le să funcționeze în clădirea improprie în care funcționează, se vor înțelege și vor duce copiii în clădirea nouă-nouță pe care așteaptă la toate standardele. Da. Nu ne puteți spune care este această localitate unde există astfel de probleme? În Comuna Griș. În Comuna Griș. Da. Este bine de știut, să știți și ce de acasă, să știm și noi, pentru că vom încerca să aflăm de ce copiii trebuie să învețe într-o școală veche, când cea nouă stă și așteaptă să-i primească. Da. 8 școli. 8 școli sunt pasibile de a fi închise. Acum spuneați că unii vor face eforturi mari, unii vor face eforturi mai puțin, mai mici. Câte din acestea chiar credeți că se vor închide? Eu astăzi m-am întâlnit cu directorii acelor unități de învățământ unde ni s-au comunicat că sunt probleme și le-am nu pot să spun ordonat, trasat sarcini. Am discutat cu ei ca de astăzi până luni să facă tot efortul ca să remedieze și să poată să primească luni copiii în deplină siguranță. În primul rând, siguranța copiilor este cea mai importantă. Și cred că sunt anumite... Acum nu o să mute ei toaleta din curte în școală, că n-au cum în 2 zile, în schimb pot să o securizeze, pot să o igienizeze, pot să o... să vă spun, să o pună la... să o pună într-o stare de folosință, în așa fel încât copiii să o folosească în siguranță. Eu vă înțeleg, dar cei de acasă cu siguranță nu înțeleg de ce la noi, și aici nu mă refer la noi, la județul Satu Mare, vedem că peste tot sunt probleme, nu suntem noi mai v-am cu spus, noi se suntem, frunte. Noi însă... suntem în top 5 ca și având cele mai puține clădiri fără autorizație. Suntem în primele 5 județe din țară. Vom ajunge și la celelalte, dar totuși trebuie să mă repet. 1. Ați spus la începutul emisiunii că veți lua măsuri împotriva celor 71 sau directorilor care au spus că au autorizație și după aceea s-a descoperit că nu au și nu i-ați spus care ar putea fi aceste sancțiuni. Și de ce, vă întreb din nou, de ce trebuie să îngrășăm tot timpul porcul în ajun? Așa vorba, tot timpul, pe ultima sută, toată vara ce au făcut distinșii directori, autoritățile, ce au păzit? E o întrebare retorică. Eu v-am spus, de mai multe ori am spus în această emisiune, școala românească nu poate să fie altfel decât societatea românească. Școala românească este o reflectare a societății românești. Asta este gena nației noastre, sau nu știu ce să spun. Din păcate, nu ne punem problema decât atunci când arde chibritul la degete. Și un exemplu clar este cel legat de autorizațiile ISU, care... ani de zile n-au fost așa până când nu s-a întâmplat ceva. Am putea să lucrăm metodic, strategic, în timp și chiar cu eforturi mult mai mici și cu rezultate mult mai bune.
Dar așa se întâmplă. Haideți să ne ducem la cealaltă extremă. Spuneți-ne care sunt unitățile școlare din Satu Mare, unde s-au făcut în această vară pentru elevi cele mai mari investiții. Pentru că cu siguranță sunt lucrări unde școli unde s-au reabilitat poate chiar de la zero. Au dat jos, au făcut din nou, poate și-au schimbat acoperișuri, și-au făcut WC-uri noi, și-au făcut săli de clasă noi, clădiri noi. Școli în reabilitare avem acum, în acest moment dat, Colegiul Național Chiolcei Ferenc, în care se schimbă geamurile termopan, și Școala Gimnazială Odoreu, unde se apropie de finalizare reabilitarea. De asemenea, avem 6 grădinițe care sperăm să fie finalizate în mediul rural, mai ales, că sperăm să fie finalizate până la finalul anului calendaristic. De asemenea, în unitățile de învățământ din municipiul Satu Mare s-au alocat fonduri suficiente, spun eu, pentru reabilitare, pentru igienizare. Eu vă invit în orice unitate din municipiu și o să fiți plăcut surprinși de felul în care arată unitățile din municipiu, dar și în Carei și în Negrești, mai ales în mediul urban, școlile arată foarte bine. În mediul rural, în centrele de comună, așa cum am spus, școlile sunt în regulă, arată bine și igienizate și cu corespund în satele aparținătoare comunelor, poate un pic de neglijență din partea autorităților, acolo, într-adevăr, mai avem de pus la punct. Pe lângă acestea, știm prea bine că profesorii își pregătesc planurile de lecție, programele, studiază programele, elevii se pregătesc și ei de școală, așteaptă manualele. Până în clasa 10-a, ei primesc manuale. Chiar până la 12-a. Acum, până la 12-a. Toți elevii care sunt... Ați predat unităților școlare? Pentru că știm că de la inspectorat Vreau să vă spun că în ceea ce privește manualele gratuite pentru elevii claselor a 11 și a 12 am fost în perioada 16-18 august la București, la Ministerul Educației și am semnat contractele cu editurile pentru a ne fi livrate comenzile. Acel contract la nivel național prevede ca până în data de 5 octombrie, cel mai târziu, manualele școlare să ajungă în unitățile de învățământ. În aceste zile se desfășoară distribuirea manualelor celorlalte manuale aduse, care și în proporție de 90% sunt deja repartizate în unitățile de învățământ, în așa fel încât luni, marea majoritate a copiilor de până în clasa 10 vor avea manualele pe bancă. Există probleme cu... Au mai fost mici probleme. Că am văzut în alte județe, au fost probleme cu manualele de clasa 4-a, nu au fost primite. Noi am avut ceva probleme legate de manualele claselor a 2-a și a 3-a, unde au fost niște corecturi la comenzile făcute de un tel de învățământ. Atunci, la momentul când au făcut în aplicație, nu au fost suficient de atenți și au făcut niște erori minore, deci sunt sub 200-300 de manuale la nivel de județ. Și le-am corectat și în aceste zile, așa cum am spus, și mâine se lucrează la noi la depozit de carte și unitățile de învățământ vin cu mașini pentru a duce în unitățile de învățământ manualele. Cum se prezintă acestea? Pentru că acum știm, ele... Acestea sunt cele noi. Acestea sunt cele noi, dar mă gândesc la cele care nu există sunt și care sunt, bineînțeles, predate de la o generație la alta. De la alta. Din păcate, vreau să vă spun că manualele predate de la o generație de la alta sunt din ce în ce mai bune. De ce spun din păcate? Asta înseamnă că nu prea sunt răsfoite de către elevi. Cel puțin la liceu, copiii, poate și datorită faptului că folosesc foarte multe auxiliare, folosesc internetul, au foarte multe alte surse de informare, manualul lasă mai pe planul 2. Și asta... Manualele care se transferă de la o generație la alta sunt într-o stare din ce în ce mai bună. Sunt și manuale care sunt folosite, dar acesta este procent. Există un procent în fiecare an. Avem dreptul să comandăm doar un procent manuale noi din ceea ce există. Acum, având în vedere că și planurile cadru se vor schimba, nu o să se mai reediteze, o să se reediteze manuale conform programelor noi și o să fie noi pe toată lumea. În momentul respectiv. Rămânem tot la elevi. Spuneam mai înainte că aceștia se pregătesc. Foarte mulți
elevi din mediul rural aleg, bineînțeles, să vină la liceu, aici mă refer la cei mai mari, aleg să vină la liceu aici la noi în reședința de județ, în municipiul Satu Mare. Unii aleg chiria, alții aleg internate, internatele aparțin tot de școli, așa că colegii mei au fost prin câteva din ele, să le-am filmat, am vorbit cu directorii unităților școlare și am vrut să vedem cum s-au pregătit aceștia. Vă invit și pe dumneavoastră să ascultăm și să vedem și după aceea să comentăm. Municipiul Satu Mare este principalul centru educațional din județ. Aici se află cele mai multe licee și tot aici bobocii se pot implica în diverse activități extracurriculare pentru a acumula cât mai multe cunoștințe. Nu e de mirare că anual sute de tineri aleg să petreacă în reședința de județ următorii 4 ani. Părinții care preferă să aleagă pentru copiii lor un internat sunt cei care nu își permit o chirie sau sunt cei care cred că aici tinerii vor fi mai bine supravegheați. Înscrierile au început deja, iar părinții achit aici chiar și 3 mese zilnice, care sunt asigurate pentru o sumă modică. Suntem pe ultima sută de metri, mai avem câteva zile, suntem pregătiți în proporție de 99,9%. Facem ultimele retușuri și pe data de 12 începem. Cum procedează cei care vor să se cazeze aici la dumneavoastră la internat? O parte dintre ei au venit deja și au depus cererile, dar marea majoritate a elevilor în prima zi de școală vor veni cu cererile. Cam câte locuri aveți disponibile? La această oră avem disponibile 102 locuri în internatul nostru. Internatul este mixt. Așa cum ați putut vedea, avem un etaj al fetelor și un etaj al băieților. Camerele sunt spațioase, avem în fiecare cameră câte 6 paturi, deci 102 locuri putem onora cererile pentru aceste locuri. Am văzut că ați făcut și câteva renovări aici în internat, mă refer la băi. Da, în primăvara acestui an s-au făcut renovări complete la grupurile sanitare, atât la băieți cât și la fete. Ați putut vedea, sunt condiții foarte bune. Nemai vorbind de faptul că părinții acestor copii nu au costuri exagerat de mari. Elevii pot opta, indiferent de religia pe care o au, și pentru un loc într-un internat cu caracter religios. Aici regulile sunt mai stricte, iar elevii nu pleacă la școală până când nu se roagă în capela internatului. Săptămânal, un preot vine în vizită pentru a fi aproape de tinerii care îi pot cere sfatul. Din 2000, internatul nostru dă posibilitatea mai multor elevi, 60 de băieți și 60 de fete, pentru cazare și nu numai pentru cazare, pentru educarea lor în spirit religios. În acest sens, episcopul romano-catolic numește părintele spiritual al școlii, care răspunde nu numai de activitatea spirituală a liceului, ci și de activitățile spirituale la internatul romano-catolic Sfântul Alois, aici pe strada Vasile Conta. Avem elevi din județ și nu numai, pentru că avem copii în internat și din Sighetul Marmației, din Tășnad, și suntem, dacă ar trebui să folosesc, să descriu într-un cuvânt internatul, atunci spune că suntem un internat multicultural, pentru că avem copii nu numai ai liceului Ham Ianoș, ci din mai multe licee al orașului, de la Colegiul Național Eminescu, de la Colegiul Național Slavici, de la doamna Stanca, de la Liceul Nicolae Steinhardt, de la Liceul Reformat și, bineînțeles, și de la Colegiul Național Călcei Ferenc. Studiile indică faptul că adolescenții plecați să învețe departe de casă se obișnuiesc mai devreme cu lucrurile practice și sunt mai descurcăreți. Da, vedem că aici lucrurile stau mult mai bine, sunt pregătiți, internatele sunt pregătite și așteaptă pe elevi. Domnule inspector, la acest capitol, ce ne spuneți?
Așa cum ați văzut, sunt internate dotate, sunt condiții foarte bune, au fost reabilitate. În această vară au fost lucrări de reabilitare și igienizare și la internatul Colegiului Tehnic Ionice Brătianu, deci condițiile de cazare sunt foarte bune. Acei părinți care doresc să-și țină copiii în internate, ați văzut că au condiții foarte bune, e un lucru bun, zic eu, și în același timp beneficiază și de o supraveghere acești copii. Există pedagogi școlari care se ocupă de programul copiilor după cursuri. Și poate că este mai bine dacă un copil stă în internat, pentru că are totuși un control. Stând în gazdă, părintele fiind departe, la telefon, când îl apelează, poate să spună că este oriunde și el poate într-un loc unde nu ar trebui să fie. În schimb, la internat fiind, au un program comun, acolo este în mult mai mare siguranță. Eu spun că internatele de la noi din județ oferă condiții foarte bune de cazare copiilor. Cele din Satul Mare, după cum ați văzut, la internatul de la Hamianoș este un internat apreciat, cel de la Chelcei, și Chelcei era internat și ei, au internat cel de la Liceul German, de asemenea este un internat foarte bun și de calitate și cu condiții ok, spun eu. Da, într-adevăr am fost plăcut surprins și noi, tot cu ajutorul autorităților locale. Absolut. Se fac și absolut aceste renovări acolo. Ajutorul primăriei Satul Mare, la cei din Satul Mare. Da, la cei din Satul Mare. Am văzut că aici se încearcă tot timpul să ofere condiții cât mai bune, camerele să fie renovate, cât de cât igienizate, acele spații sanitare să fie și ele, bineînțeles, igienizate. Și am văzut că, chiar dacă sunt mixte, se încearcă o delimitare, bineînțeles. Pe un etaj, fetele pe un etaj, băieții, da. Și, cum spuneați și dumneavoastră, există o mai mare supraveghere și o mai mare siguranță și părinții sunt mai liniștiți. Exact. Așa, vorbind. Acum, tot la elevi vom rămâne. Au luptat și au obținut ceea ce au vrut. Și aici mă refer la acel statut al elevului pe care ei l-au tot cerut și s-au tot zbătut să fie acceptat. Acum și dumneavoastră știți și ați auzit de el, am și discutat un pic, am și comentat la un moment dat aici la audiență în direct. O fi bine, o fi rău, părerea noastră care este? Orice schimbare este un lucru bun, în opinia mea. Marea majoritate a prevederilor din statutul elevului sunt în regulă. Sunt câteva prevederi care s-ar putea să creeze anumite bulversări și poate chiar și să implice niște riscuri asupra calității actului didactic. Da, acum... Probabil că gestionate cu măsură, cu bun simț și cu seriozitate, și aceste lucruri se va putea trece peste ele. Mă refer clar la acea prevedere în care se spune că elevii claselor a 11-a și a 12-a, dacă sunt într-un număr suficient, pot să schimbe profesorul clasei. Acum, asta ce va însemna? Va însemna o presiune foarte mare pe profesor și s-ar putea ca acest profesor să lase din exigențe ca să fie plăcut. Atunci, materia pe care o va face nu va fi parcursă la cele mai înalte standarde, la standardele curriculare solicitate. Și atunci, elevii pierd pe partea de cunoștințe, câștigă pe partea de confort. Că există acest risc. Asta este opinia mea. Și sunt materii care sunt mai greu digerabile, mai delicate pentru copii. Cum e matematica, cum e fizica, chimia, materiile realiste în general, în care profesorul, dacă există acest risc de a fi contestat și nu este gestionat foarte bine de către cei în măsură acest pericol, atunci profesorul ar mai lăsa din standarde. Ar putea să fie acest risc. De asemenea, eu personal am trăit o astfel de experiență. De asemenea,
putem să avem din partea elevilor o atitudine corectă și să dorească schimbarea unor profesori mai puțin pregătiți. De ce spun că am trăit personal această experiență? Eram student în anul 1990, pe Revoluție imediat, care atunci cam multă democrație era în România și să cam puteau face multe lucruri. Și noi, studenții, colegii mei, am avut un profesor care nu era mulțumit de felul în care ne transmitea cunoștințele. Și era cunoscută treaba de la colegii anterior și verificată de noi. Atunci, în 90, am făcut un protest în așa fel încât am schimbat profesorul de la materia respectivă. Da, acum dar din cauza lipsei de cunoștințe, nu din cauza exigenței. Acum, bineînțeles, ce vor face, cum vor face și cum vor justifica decizia pe care vor dori să o ia, ține doar de ei, pentru că, într-adevăr, ei vor putea să schimbe un profesor dacă vor avea o susținere a două treimi din totalul de elevi din respectiva clasă, dar solicitarea va fi analizată de către direcțiune și dacă va fi considerată justificată, cum am spus mai înainte, va fi discutată în Consiliul Clasei, Comitetul de Părinți, da, și Consiliul de Administrație. Deci nu doar așa să-și imagineze lumea că se trezesc și nu mai jumătate avem dintr-o clasă și zic hai să schimbăm pe profesor și gata, se rezolvă. Da, nu, corect. Lucrurile trebuie analizate. Aceasta este probabil cel mai controversat punct și spun asta pentru că am găsit un sondaj făcut printre profesori, profesorul din Satu Mare, profesori din toată România și procentul cel mai mare a avut acest subiect. 36,06 ziceau că nu sunt de acord ca liceenii să aibă dreptul de a solicita schimbarea unui cadru didactic al clasei. Mai departe, încă două lucruri ar mai trebui discutate și unul ar fi dreptul de a folosi telefonul în clasă pe motivul că l-ar folosi în scop educațional și dreptul de a organiza proteste în școli. Puneți-ne și despre aceste două lucruri. Ne-am discutat și cu profesori de aici. Chiar ieri a apărut o știre referitor la acest subiect, ieri sau alaltieri, la știrile Informația TV, unde un profesor spunea în felul următor: dacă eu voi preda economie, iar copilul va fi cu telefonul în mână și va sta pe Facebook, eu voi spune să pună telefonul jos, el îmi va spune, păi el folosesc în scop educațional, că uitați, citesc din DPX site, unde tot economie este vorba. Și atunci eu nu o să mai am ce face decât să las în pace. Și dacă face toată lumea așa, eu cui mai predau? Da, este un risc acest lucru. Legat de folosirea telefoanelor mobile și la oră, eu personal nu sunt de acord, pentru că nu cred că elevii, nu am convingerea că le-ar folosi în scop educativ, ci le folosesc, așa cum am spus, sau să se uite pe Facebook, sau să-și trimită mesaje, sau alte acțiuni care nu au nicio legătură cu scopul educativ. Dacă i-ar fi nevoie de tehnică de calcul la o anumită oră, există laboratoare de informatică unde copiii au calculatoare sau laptopuri sau alte resurse și să le folosească pe acelea. Telefoanele mobile, singurul lor efect al avea în clasă copiii este deranjarea procesului instructiv educativ, în opinia mea și în opinia multor colegi de-ai mei. Legat de proteste, e un drept al fiecărui om să protesteze, spun eu. Am mai vorbit tot în acest platou despre acest lucru. Dacă acestea sunt întemeiate, sau chiar poate că nu sunt întemeiate, dar au o anumită părere copiii, de ce să ne ascultăm? Pe până acum nu erau ascultați? Ba da, dar poate că nu totdeauna așa cum ar fi trebuit. Așa cum vor avea dreptul să facă mici revoluții în școli, dacă se vor pune mai multe clase de acord. Dacă sunt întemeiate, sunt de acord cu acestea. Da, spuneam mai înainte că procentul cel mai mare la acel sondaj făcut printre profesori a fost ceea ce privește schimbarea unui cadru didactic al clasei. Rectific ceea ce am spus, pentru că cel mai mare procent de fapt a fost la
un alt răspuns, și anume profesorii au spus în proporție de 39,72% că tot acest statut este de fapt o dulcegărie menită să distrugă atenția de la problemele reale ale școlii. Am vorbit aici despre problemele reale ale școlii, începând cu autorizațiile sanitare, cu autorizațiile ISU, cu starea clădirilor. Sunt probleme reale, cu lipsa mobilierului, dar nu putem să nu acționăm și pe această parte, pe partea în ceea ce privește statutul elevului. Nu putem să așteptăm să soluționăm, până atunci stăm, soluționăm problema autorizației și apoi după aia mai discutăm. Sau soluționăm problema salariilor în sistemul de învățământ, că și asta este o problemă reală, cea mai mare problemă a practica sistemului și a colegilor mei profesori. Păi vedem acum că apărut acea modul de punere în practică al ordonanței 20, care a dat peste cap tot ceea ce credeau colegii dumneavoastră, mai ales liderii de sindicat, care au fost de nenumărate ori aici în platoul Informația TV. Nu mă pricep la detalii tehnice, nu cunosc partea aceasta. Există, probabil că colegii mei au și calcule făcute, avem compartimentul de salarizare. Nu pot să vă spun detalii despre acest lucru, dar salarizarea este cea mai mare problemă a sistemului de învățământ, ceea ce duce și la neatractivitatea lui între absolvenții de facultăți. Foarte puțini absolvenți de facultăți se îndreaptă spre sistemul de învățământ. Vă spun eu un lucru, și anume, cei mai afectați de această ordonanță 20 și de scăderile ce vor veni dacă o altă ordonanță nu va fi dată cât de curând de către guvern, vor fi directorii de școli, a căror venituri vor fi diminuate cu până la 800 de lei, potrivit unor date. Acum, știm prea bine că se vor schimba directorii sau unii vor rămâne pe funcție, pentru că se vor face concursuri. În sfârșit, din 2008, când s-a făcut ultimul, în 2016, luna octombrie vor avea loc concursuri. Astăzi am avut o videoconferință, ni s-a certificat clar, cu siguranță, în luna octombrie vor avea loc, octombrie-noiembrie vor avea loc concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director. În opinia mea, un lucru extraordinar. Să ne spuneți, cum va fi structurat acest examen? Trei probe, deci din discuțiile care... Încă nu a apărut în monitor oficial metodologia, dar a fost trimisă, așteptăm chiar din clipă în clipă să apară monitor oficial. Concursul va consta din trei probe. O probă scrisă, care se va desfășura exact ca și bacalaureatul, subiecte unice la nivel național, sub supraveghere audio-video, un test grilă, care se va evalua în fața candidatului. Deci în fața candidatului se va pune șablonul pe grila scrisă de el. După această probă, cei care au promovat, de fapt și cei care nu au promovat, poate să participe, pentru că există posibilitatea contestării grilei, exact ca și la medicină, pot să participe la următoarele două probe, respectiv evaluarea CV-ului și o probă de interviu în care își va prezenta oferta managerială legată de școala pentru care dorește să candideze. Acestea sunt cele trei probe ale concursului pentru ocuparea funcției director. Deja din comisie, am văzut că au apărut deja reacții, sindicatele nu sunt de acord, ei cer decalarea acestor examene cu încă vreo două săptămâni, chiar și mai mult, pentru că spun că nu se pot pregăti, încă nu știu din ce trebuie să se pregătească, cum, au puțin timp la dispoziție. Le dați dreptate? Orice concurs care are loc trebuie anunțat cu cel puțin 30 de zile înainte. 30 de zile, dacă stăm să căutăm chichițe, să spun așa, atunci nu va fi momentul niciodată. Haideți să începem odată. Sunt de acord că după 8 ani de zile e o noutate și, într-adevăr, când e ceva nou, noi ne punem întrebări și... Dar eu spun că dacă se anunță cu 30 de zile înainte și bibliografia și metodologia, eu cred că este timp suficient pentru a se pregăti un coleg. Așa cum depinde și de bibliografie, să fim sinceri, încă nu știu, pentru că, repet, nu a fost publicată încă în monitor oficial. Dacă este foarte vastă și conține foarte multe pagini, atunci, într-adevăr, timpul poate că nu este suficient. Dar să o vedem mai întâi, nu pot să mă pronunț că nu o știu.
Ceea ce se știe deja este cine poate candida, bineînțeles, la acest post. Trebuie să îndeplinești unele criterii, poate ne le spuneți dumneavoastră. În primul rând, trebuie să fii membru în Corpul Național de Experți în Educație. Cine nu este membru în Corpul Național de Experți în Educație nu poate participa. Până acum au fost 10, pare mi se, 10 serii de admitere în acest Corp Național de Experți în Management Educațional. Doar cei care deja sunt acolo pot să participe la acest concurs. Câți avem în... Avem în satul mare. Câți dintre cei care acum ocupă posturile de director vor putea să rămână mare în funcție? Nu pot să vă spun, nu le știu pe de rost aceste cifre. Cred că la nivel de județ avem peste 300-400 de membri. Numai că sunt dintr-o unitate sunt 7, în alte unități nu-i nimeni. De exemplu, avem și acum, în acest moment dat, ocupate prin detașare în interesul învățământului, câteva, un număr destul de mic de funcții de conducere ocupate de persoane care nu sunt membre în corpul de experți în educație, management educațional, și aceștia automat nu se vor putea prezenta la concurs. Din draftul de metodologie pe care l-am văzut, cred că așa va și fi în metodologia, persoanele care ocupă o funcție la un moment dat prin detașare și nu participă la concurs sau participă și nu-l promovează, nu vor mai putea fi numiți în perioada imediat următoare, în aceeași funcție. Vom reuși să scoatem, domnule inspector, politica din școală? Eu sper că da. Eu sper că da, dar nu vreau să scoatem toată politica. Eu vreau să facem politica școlii. Politica învățământului este lucru pe care îl doresc de la toți colegii mei și nu putem să spunem și am fi ipocriți dacă am spune că politicul nu afectează sistemul de învățământ. Deciziile politice luate la nivel național automat afectează sistemul de învățământ. E clar. Dar noi, ca și profesori, ca și oameni care răspundem de sistemul de învățământ, nu trebuie să avem o legătură directă cu politicul. Noi trebuie să avem legătură cu politica școlii. Și directorii unitelor de învățământ să aibă o colaborare foarte bună cu autoritățile locale și instituțională. Nu trebuie să se fie prieten, să iubească. Să aibă o colaborare instituțională și să spună probleme. Uitați-vă, acum am descoperit cei de la DSP problemele. Dacă directorii noștri spuneau dinainte, poate că soluțiile erau mai rapid făcute. Domnule inspector, vreau să vă mulțumesc și vă așteptăm și de altă dată cu mare drag tot aici la audiență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, cu mare drag oricând mă veți invita. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost toată săptămâna alături de noi, că ați intrat în dialog cu noi, că ne-ați urmărit. Ne bucurăm foarte mult și, bineînțeles, vă invităm din nou să ne urmăriți luni, de la aceeași oră, de la 6:30, aici la Informația TV. Sunt Sergiu Podină și nu uitați, doar aici se poate spune adevărul. Numai bine!